Copiii care au participat la ediția 13 a concursului Mesajul meu antidrog au fost premiați. Cei 8 elevi declarați câștigători vor participa la faza națională a concursului. Tema lucrărilor de anul acesta a fost Colorează-ți viața altfel, fără droguri, iar copiii au realizat mesaje grafice în PNL, eseu sau spoturi, dar și scurtmetraje în care își îndeamnă prietenii să nu consume droguri. Părerea mea este că nu ar trebui să consumăm droguri pentru că ne distrug și după nu mai putem să fim noi înșine și devenim altă persoană, una mai rea. Care e mesajul tău antidrog? Își distrug viața cu asta și ar trebui să-și caute fericirea în altă parte, să învețe să bucure de viață fără ajutorul drogurilor. Ediția de anul acesta a concursului a avut ca obiectiv general creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a elevilor în vederea stopării consumului de droguri. Evenimentul de astăzi reprezintă finalizarea la nivel județean a concursului național Mesajul meu antidrog. Este un concurs care se desfășoară încă începând din anul 2003-2004 și se află azi la cea de-a 13-a ediție. Acest concurs a fost finanțat de către municipalitate, iar bugetul premierii s-a ridicat la valoarea de 2400 de lei.